Nu vreau să vă îngrijorați în seara aceasta că nu ne vom ruga și pentru cauze, că ne vom ruga și pentru cauze. Dar aș vrea să fac ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. De fapt, de fiecare dată când Dumnezeu îmi spune ceva, fac exact așa cum îmi spune Dumnezeu. Am să citesc, mai înainte să vă dau mai multe detalii, am să citesc Psalmul 32. Și după cum vă spuneam, de dimineață m-am trezit recitând prima dată în interior, în inimă, versetul 9 din Psalmul 32. Iar mai apoi l-am recitat cu gura. Și apoi Dumnezeu mi-a spus, va trebui să vorbești astfel, astăzi exact de acolo. Și vă mărturisesc înaintea Domnului că atât am primit la început. Și în timpul zilei m-am tot rugat și am zis, Doamne, dar ce vrei să spun exact? Că sunt multe de spus. Am predicat din Psalmul 32 o dată sau de două ori înainte și Dumnezeu la urmă mi-a deslușit și ce trebuie să spun, mi-a dat și titlul și am să vă dau, cum am zis, mai multe detalii într-un minut sau două după ce citim Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo Cornilescu a pus un titlu și a zis o specificare, un psalm al lui David, o cântare. Și vreau să fiți atenți pentru că există foarte multă esență în ceea ce vom învăța în seara aceasta. Cuvântul Domnului spune așa, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Astea sunt cuvintele care le-a rostit David. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci, ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scos din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. M-a ascultat răspunsul Domnului. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui. Și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr, fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Slăvit să fie Domnul! Fraților, am să încep cu o mărturisire și pentru cei care mă cunoașteți știți că întotdeauna am spus adevărul, voi continua să-l spun așa cum Dumnezeu mi-l dă și cum îl știu și nu mă voi feri de nimeni pentru că ascultați-mă ce vă spun. Scrie cuvântul lui Dumnezeu, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. În alte cuvinte, oamenii te pot condamna, oamenii te pot acuza, oamenii te pot judeca, dar nu poate să-ți facă ce-ți face Dumnezeu dacă tu nu asculți de cuvântul lui. Ieri am vizitat o familie. Și am fost trimis de Domnul în familia respectivă să stau de vorbă cu ei și în special cu capul familiei. Și vă mărturisesc înaintea Domnului că am vorbit exact ce mi-a spus Dumnezeu. Tot ce mi-a spus Dumnezeu, am spus. Și spre surprinderea mea, am plecat de acolo cu o rană în inimă. Pentru că persoana respectivă nu a primit nimic. Nu a primit nimic. Și am zis, Doamne, dar oare din ce cauză? Și m-am dus acasă, m-am culcat și am fost toată noaptea cu gândul respectiv. Mi-era inima strânsă. M-am trezit undeva pe la vreo 4
dimineața, înainte de ora 4, cred că. Și vă spun sincer, n-am mai putut dormi. Tot acolo mi-a stat gândul și am zis, ascultați-mă ce vă spun, să trimită Dumnezeu pe cineva care e interesat. Care vede lucrurile, care înțelege situația, care vrea să ajute. Și tu totuși să spui nu. Și apoi m-am pus din nou la culcare, undeva târziu deja, era târziu. Și mă mărturisesc, cred că o oră am mai stat în pat și o trebuie să mă trezesc la 6 să pregătim copiii, să ducem la școală. Și când m-am trezit cu versetul ăsta și un verset greu. Versetul 9 zice, nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care legi ca să nu se apropie de tine. Și apoi am tot meditat și Dumnezeu a zis, ia psalmul ăsta întreg, că o să-ți spun eu ce trebuie să vorbești. Și acum vreau să înțelegeți, înainte de toate, un lucru important. Ascultați-mă. La sfârșit, când am plecat din familia respectivă, am făcut o rugăciune. Că așa fac copiii lui Dumnezeu, nu? Și când am făcut rugăciunea înspre finalul rugăciunii, a venit un cuvânt din partea Domnului la care eu n-am dat drumul. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit un lucru și am înțeles ce mi-a vorbit. Și știți ce a zis Dumnezeu? Pentru persoana respectivă, dar pentru mine să înțeleg. Și a zis așa, nu vrei să accepți voia mea de bună voie? Ascultați-mă acum și îngroziți-vă. Și a zis, bine, bine, iată va veni vremea când voi îngădui o boală incurabilă peste tine. Și apoi a zis așa, vei ajunge la medici și medicii nu vor avea leac pentru tine. Și acum ascultați, și tot la picioarele mele vei ajunge, dar va fi prea târziu. Vă mărturisesc că m-am îngrozit, n-am putut să mă mai rog, am început să plâng în interiorul meu. Și vreau să vă spun din ce cauză, pentru că m-a interesat și de el, m-a interesat și de soția lui, m-a interesat de familia lui, m-a interesat. Și ascultați-mă ce vă spun, americanul are o vorbă, genuinely, știți ce înseamnă genuinely? Adică, cu toată dăruirea, cu toată compasiunea, cu toată inima. Și astăzi, în timp ce meditam și îl întrebam pe Dumnezeu, Dumnezeu a spus în felul următor. Va trebui să vorbești despre un subiect foarte important. Între libertate și încarcerare. Și apoi Dumnezeu a spus în felul următor. Este o graniță delimitată foarte îngustă între cele două. Auzi? Și acum ascultați ce a spus Dumnezeu. Și a zis, hai să spun ceva. Cel mai greu lucru pentru un așa zis copil al meu este să fie liber și totuși încarcerat. Voi înțelegeți? Să fii liber și totuși să fii încarcerat. To be free and still incarcerated. Which is, în engleză, which is mind-boggling. What do you mean? I'm free but I'm incarcerated? Yes. Și acum ascultați-mă bine ce vă spun. Dumnezeu ne-a creat să fim liberi. Dumnezeu ne-a creat cu putere de alegere. Dumnezeu ne-a creat să lucrăm pentru El și să aducem slavă Lui. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în adevăr, în lumină, făcând ce este scris, împlinind cuvântul Lui și apărând adevărul Lui Dumnezeu. Și noi zicem, știi ce? Sunt liber, dar aleg să fiu încarcerat pentru că vreau să trăiesc cum vreau eu. Și acum vreau să mă duc la cuvânt și să vă spun un lucru. Ascultați-mă. David a fost liber pentru multă vreme. El a mărturisit în fața lui Saul, că despre el este vorba aici. El a mărturisit în fața lui Saul când Saul cu poporul Israel stăteau în fața unui alt popor care au venit să se lupte cu ei. Vă mai aduceți aminte de bătălia în care în fiecare zi un gigant
cu numele Goliat, ieșea între rânduri și cerea să se bată cu un israelit. Și nu a fost nimeni să se bată. Dar într-o zi a venit omul lui Dumnezeu David și cuvântul lui Dumnezeu spune un om, un copil, dacă vreți, cu părul bălai. Și ascultați-mă ce vă spun. Nu-l băga nimeni în seamă. Că nu avea nimic care să arate să fie impunător. Și știți ce a zis omul ăsta? Ascultați-mă. O zis în felul următor. Care e problema aici? Și frații lui au zis, bă, cine te crezi tu, mă? Ai venit tu aici? Știu de ce ai venit tu. Să te bași tu în seamă, să te arăți tu ce și cum. Noi suntem oameni de bătaie aici, mă. Și ascultați ce spune copilul ăsta cu părul bălai. Zice, auzi, împărate, lasă-mă pe mine să mă duc să mă bat cu el. Că zice, auzi, robul lui Dumnezeu, robul tău, îi zice, dar eu și al lui Dumnezeu sunt rob. Zice, eu pășteam turma tatălui meu. Și când venea câte un animal din ăsta de pradă să fure câte o oaie, zice, ascultați, alergam, nu citesc acum din minte și din memorie și din inimă, alergam după el, îi smulgeam oaia din gură și apoi ce făcea? Îi rupeam falca, zice. Ăștia s-au uitat la el și au zis, băi, bă, lasă mai ușor, mă, copile, mă. Tu? Și ăsta continuă și le spune, măi, dar Dumnezeul meu, Dumnezeul ăsta care o dat leu, ursul, păpătesc, voi acum să adăugați, în mâinile mele, îl va da și pe netăiatul ăsta împrejur astăzi în mâinile mele. Și ei ce zic? Du-te, bă, de aici și caută-ți de treabă, du-te, paște tu oile lui tata nostru și caută-ți de treabă, că asta e treabă de oameni vitej. Și ascultați-mă. Știți ce face omul ăsta? Omul ăsta le dă o lecție și le zice, băi, voi nu pricepeți lucru. Voi sunteți liberi, dar voi sunteți încarcerați, mă. Păi voi ați venit să vă bateți, dar nu vă bateți. De ce? Că vă ține un singur om legat. Unul singur vă ține legat. Și voi mă puteți de frică. Și acum ascultați-mă, că mă duc repede. Omul ăsta, băiatul ăsta, Dumnezeu într-o zi îl alege pentru el, îl pune deoparte, îl trimite pe Samuel să-l ungă, îi dă autoritate, îl numește împărat. Și fiți atenți acum la ce vă spun. În tot timpul ăsta, el nu-i liber. Îl caută Saul. Peste tot. De el, e liber înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl păzește, îl ferește, îi dă biruinți, face lucruri mari pentru Dumnezeu. Și știți istoria. Dintr-o dată ajunge în libertate. Dintr-o dată e mare ștab, cum zic români. E mare șef, e mare împărat dintr-o dată. Și acum fiți atenți. Într-o zi în libertate, face cea mai mare prostie care a putut să o facă vreodată și acum ascultați-mă ce vă spun. Se încarcerează singur. Liber, dar încarcerat. Și în loc, ascultați-mă, în loc să facă ce a făcut înainte, și o să întrebați ce a făcut înainte. Știți ce a făcut înainte? Doamne, să mă duc să izbăvesc cetatea aia. Și Dumnezeu răspundea și spunea, du-te sau nu te du. Doamne, să mă duc să fac aia. Și Dumnezeu spunea, da sau nu. Doamne, ce zici despre asta? Doamne, ce? Acum nu mai treabă pe Dumnezeu. Mă vreau să înțelegeți un lucru. Primele cuvinte, te rog să pui versetul 1. Fiți atenți la cuvintele pe care le rostește omul ăsta pentru că a ajuns la o atitudine și a început să-și dea seama ce prostie a făcut. Și acum fiți atenți. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Mă vreau să vă întreb pe voi. Când el a comis păcatul cu Batseba, el a fost cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit în momentul ăla? Răspundeți-mi. A fost liber sau captiv?
Era liber din punct de vedere al trupului, dar era captiv din punct de vedere al sufletului lui care trăia în păcat. Și acum omul lui Dumnezeu a ajuns la o atitudine și și-a dat seama că atitudinea bună este să fii apreciat dinainte un lucru. Și s-a uitat când el a fost încarcerat, liber, dar încarcerat, s-a uitat la alții care au fost iertați de Dumnezeu. Și a zis, auzi, ferice de ăia care-s cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, că eu acum nu sunt cum trebuie. Și mai rostește ceva. Ascultați, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul legiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Mă vreau să vă întreb pe voi. Când o rostit treaba asta? Când o păcătuit cu Batseba? Ascultați-mă, de ce o zis el treaba asta? Ascultați-mă, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul legiuirea și duhul căruia nu este viclenie. Haideți să analizăm puțin cuvântul acesta. David e sus pe acoperiș, o vede pe Batseba, trimite să o aducă, comite păcatul. Și acum ascultați-mă, el e liber, dar dintr-o dată e încătușat. Și știți care a fost încătușarea? Am luat nevasta lui alt. Am făcut ce nu trebuie. Și acum ascultați-mă, o lucrat în lumină după. Ce-o zis? Lasă-o, pot descurc eu. Și ascultați-mă, trimite o scrisoare. Și zice, știi ce? Aveți grijă de asta, de urii ăsta. Băi, așa un bun luptător, băgați-l în față, că ăsta face bătălii mari. Rezolvă probleme mari. Băgați-l în față, unde e cea mai aprigă bătălia, că eu vreau să lucrez cu viclenie și eu vreau să mă scap de el, că am făcut eu ce am vrut eu. Și acum ascultați-mă, a fost liber, dar acum nu mai sunt liber, sunt încătușat și trebuie să rezolv problema. Dar vreau să o rezolv cum vreau eu, nu cum vrea Dumnezeu. Și acum omului Dumnezeu își dă seama și zice, ferici era de mine, dacă eram cum trebuie, din versetul 1, cel cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit, că acum, uite ce se întâmplă. Și mă vreau să vă spun ceva. Când a venit omului Dumnezeu, Nathan, la el, ascultați-mă bine ce vă spun. David nu a ieșit să spună, băi, vreau să-ți mărturisesc ceva. Am păcătuit cu o femeie și am omorât bărbatul. Așa au zis. El trăia o viață duplicitară în momentul respectiv. Era liber, dar era încătușat de păcat. Și-a trebuit omului Dumnezeu să vină să-i spună, auzi, am să-ți dau o pildă, un om care avea tot ce vroia. O vrut să dea și el un ospăț și în loc să ia din ce avea, o luat din tralunul, care a avut numai o singură mielușea. Și-a adus-o pe aia jertfă. Și David, care acum era liber, dar încătușat, că mintea lui nu mai lucra cum trebuie. Că așa suntem noi, că nu suntem cum trebuie cu Dumnezeu. O zis, să cuvine ca omul acela să plătească cu ce? Cu viața? Să... O zis de 4 ori să plătească înapoi, nu? Și ce i-a spus? Tu ești omul acela. Care? Ăla care e liber, te-ai încătușat. Ăla care l-a cunoscut pe Dumnezeu și o mărturisit la alții, dar astăzi nu mai cum trebuie. Și David acum își aduce aminte de toate lucrurile astea. Și acum ascultați-mă, vreau să înțelegeți un lucru important. După ce o zis toate lucrurile astea, ferice, ferice, și-a ajuns la viclenie. Fiți atenți ce spune în versetul 3. Vreau să vedeți ce înseamnă să fii liber, dar încătușat. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Eu am să vă întreb pe voi, când o tăcut? Înainte să vină Nathan. El o știut? El o știut că o păcătuit. Drept sau nu? El o știut că nu-i cum trebuie cu Dumnezeu tot timpul ăsta. Și ascultați-mă, când ești liber, dar totuși ești încătușat, uite ce se întâmplă. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Gemi, suferi, te dor oasele și n-ai pace în interiorul tău.
Și o să ziceți, dar de ce? Dar de ce să mă doară oasele? Că până la urmă, am făcut ce am vrut eu. Până la urmă, am ales-o pe cea mai frumoasă care a plăcut-o mie. Până la urmă, m-am scăpat de Urie. Până la urma urmei, am lăsat-o însărcinată și o să am un copil de la ea. Pune versetul următor. Ascultați-mă. Să fim libertate și totuși încătușat. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Păi cum, David? Dar n-ai fost tu liber? Dar nu ești tu liber ca pastorea cerului? Dar nu ai fost tu liber când ai chemat-o? Dar nu ai fost tu liber? Ba da. Dar am ales să fac lucrurile cum am vrut eu. Am crezut că sunt liber și m-am încătușat singur. Și dintr-o dată, ascultați-mă, acum nu mai sunt cum am fost, ci sunt între libertate și încarcerare. Pentru că omul ăsta, deși din punct de vedere fizic era liber, era încarcerat de tot păcatul care era în viața lui. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta a făcut un lucru care trebuie să-l facem noi toți în seara aceasta. Fiți atenți acum. După ce și-o dat seama că e ferit de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, după ce și-o dat seama că e ferice de omul căreia nu-i ține Domnul în seamă, în legiuirea și în duhul căreia nu este viclenie, după ce și-o dat seama că atâta vreme cât o tăcut, îi s-o topeau oasele de gemetele necurbate. Câtă vreme o tăcut, mâna Domnului zi și noapte apăsa asupra lui. Câtă vreme n-a făcut ce este drept înaintea lui Dumnezeu. O ajuns omul ăsta la un apogeu în care și-o dat seama, băi, să știi că e rău, mă, să fii liber și să fii încătușat. E rău și trebuie să fac ceva. Și ascultați acum ce face omul lui Dumnezeu. Atunci când, după toate astea, ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, ascultați-mă, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Și acum fii atent. De ce o spus? Am zis. Pentru că tot ce era în interiorul lui zicea, nu fă-mă treaba asta. De ce să știe toți? De ce să știe toți? De ce să te faci pe tine acum să te pui jos? De ce? Și-o trebuie să se încurajeze el pe el însuși, să zică, știi ce? Dacă mai rămân așa, oamenii se uită la mine, eu așa acum mă plimb pe acoperișul palatului. Dar în interiorul meu sunt mai rău ca aceia care sunt băgați, cum îi zice la în românește, la solitary, cum îi spune? La celulă, de unul singur. Pentru că mâna Domnului apăsa asupra lui. Și rețeta e simplă. Am zis. Cui? Mie. N-o mai zis Domnului. Băi, trebuie să te mărturisești. Bă, trebuie să o rupi cu păgânătatea. Băi, tu nu vezi că ești liber de ești încătușat? Îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Cu semnul exclamării. Știți ce înseamnă asta? Am luat o hotărâre nouă. Rup totul. Că nu mai îmi place treaba asta, nu mai îmi place starea asta, nu mai pot să continui. Și ascultați acum ușor. Ce se întâmplă? Eu am mărturisit și scrie, și tu, adică Dumnezeu, ai iertat vina păcatului meu. Vreau să vă întreb pe voi, cât e de greu? Cât e de greu? Simplu, așa-i? Dar noi nu mai facem ceea ce trebuie să facem. Și acum, fiți atenți la ce spune omul acesta. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Mă vreau să vă întreb pe voi. Despre ce parte a vieții lui vorbește omul ăsta? Atunci când a fost în păcat, a mai fost evlavios? Nu. Haideți să vă explic ce vrea să spune cuvântul lui Dumnezeu sau ce vrea să spună David. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Când? Înainte să se întâmple. Roagă-te lui Dumnezeu astăzi pentru lunile, anii care vor urma și spune, Doamne, nu mă lăsa să ajung de partea de fața ta. Nu mă lăsa!
Să nu te mai întreb ce vrei pentru mine. Nu mă lăsa să fac o prostie! Pentru că, Doamne, nu vreau să fiu în libertate și totuși încătușat și totuși încarcerat de păcat. Nu vreau, Doamne! Și acum ascultați, ascultați! De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită, semnul exclamării. Și acum, din cauză că te-ai rugat la vremea potrivită. Și chiar la o zi, la o lună, la un an, la 10 ani, de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge? Deloc. De ce? Pentru că el a fost, este și va rămâne în libertate. Ascultă-mă, satana nu te poate ajunge decât când ești încătușat. Tu înțelegi? Pentru că Dumnezeu te poartă din putere în putere și n-are cum cel rău să pună mâna pe tine. Dar tu trebuie să fii un om evlavios care să se roage lui Dumnezeu la vremea potrivită. Vrei copiii tăi să nu experimenteze lucrurile lumii? Roagă-te acum pentru ei când sunt mici. Dar dacă copiii tăi te văd că tu nu faci ceea ce trebuie să faci. Mai fac o paranteză acum. Și eu am o problemă. Eu mă mai uit pe internet că mai vând și cumpăr anumite lucruri. Și mai vin câteodată copiii la mine, știți? Și mă văd. Și eu mă simt rău de treaba asta. Că îi încurajează pe ei să fie pe telefon. Dar știți că a venit într-o zi cineva, unul dintre copiii la mine, și a zis, i-a zis, zic, stați liniștiți că nu m-am uit rapid ce-s. Și a zis, tata, we know you're doing business. Adică, tata, eu știu, iertați-mă că vorbesc așa de, eu știu că nu te uiți la prostii. Eu știu că nu te duci unde nu trebuie. Eu știu că nu-ți atintești privirile unde nu trebuie. Eu știu că nu pierzi timpul degeaba cu flecării. Eu știu. Ascultați-mă. În urmă cu 3 zile, cu 3 seri, a venit fata mea, Ruti, la mine. Iertați-mă, nu Ruti. Sarah. Și-a zis, tata, îmi pocnesc urechile la școală, îmi pocnesc urechile acasă, îmi pocnesc urechile unde mă duc, îmi pocnesc urechile în casă, nu aud. Și-a zis, ascultați-mă, te rog frumos, poți să te rogi pentru mine? Am să vă întreb din ce cauză a venit să-mi ceară să mă rog. Să vă spun eu din ce cauză. Că o știu că Dumnezeu ascultă. Și am chemat-o și am chemat toți copiii, i-am pus toți lângă mine, în jurul meu, și am pus o întrebare la fată, întrebați câți ani are. Și am întrebat-o ceva și am zis, vreau să te întreb ceva. Fiți atenți la felul întrebării. Eu n-am întrebat-o, crezi că Dumnezeu poate? Eu n-am întrebat asta. Că eu am știut că ea crede că poate. Eu am întrebat-o, crezi cu toată inima că Dumnezeu te vindecă? Și a zis, da, tata, cred din toată inima. Fată mică. Ascultați-mă, m-am așezat cu copiii pe genunchi și ne-am adus aminte că în cuvântul lui Dumnezeu e scris. Vă aduceți aminte că la un moment dat a venit un surd înaintea lui Hristos și Hristos și-a băgat degetele în urechi la el. Mi-am pus degetele în urechile ei și m-am rugat și am poruncit și am zis în numele lui Iisus Hristos poruncesc ca de astăzi să nu mai pocnească urechile, ea să audă bine, totul să fie perfect. Și a zis, tata, într-una mi se întâmplă în fiecare zi, în fiecare noapte, în fiecare clipă. S-a dus la culcare, ascultați-mă, înainte să-ți ducă la culcare, atât o plâns fata asta. În timp ce Dumnezeu a lucrat, ea o plâns. Și când s-a ridicat de pe genunchi, plângea în continuare. Se scutura. Și a mers la culcare și dimineața am întrebat-o, s-a mai pocnit urechile? Și a zis, nu, tata, nu m-a mai pocnit urechile. Pentru că avem un Dumnezeu care atunci când tu te rogi la vremea potrivită, el ascultă. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. S-ar putea să intre apa în casa ta, dar Dumnezeu te ridică la loc înalt și nu se întâmplă absolut nimic. Pentru că tu ai spus, Doamne, de foc, de apă, de încercări, de orice puterea întunericului, eu mă rog acum ca tu să mă ferești în 5, în 7, în 10, într-un an de zile. Eu vreau să fiu la locul în care tu mă vrei. Pentru că tu m-ai creat să fiu liber în orice circumstanță, nu din punct de vedere fizic, să fiu liber și să fiu încarcerat de cel rău din cauza păcatului sau din cauza neascultării. Și acum ascultați-mă.
Ascultați-mă, datorită faptului că ai făcut toate lucrurile astea, omului Dumnezeu a înțeles un lucru. Viclenia nu te scoate din probleme. Și retenia nu te scoate din probleme. Aranjamentele tale nu te scoate din probleme. Ascultă-mă. Versetul 7, te rog să-l proiectezi. Ascultă acum cum să schimbă atitudinea omului acestuia. Doamne, eu am crezut că eu mă descurc, eu am crezut că eu trimit scrisori, eu am crezut că îl omor pe ăsta, eu am crezut că îi țin nevasta, eu am crezut că o rezolv. Și tu m-ai dat de gol. Și tu ai zis despre mine, băi, tu ai crezut că ești liber, dar tu ești încătușarul de tot, mă. Și omul ăsta ajunge acum la un lucru. Ascultă. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. De ce? Pentru că viața ta și viața mea trebuie să se învârtă în jurul lui Hristos. Tu trebuie să înțelegi că tu nu poți să ocrotești nici măcar un fir de păr dacă îți cade sau nu. Dar Hristos poate. Tu trebuie să înțelegi că tu, cu toată înțelepciunea ta, nu poți să ieși din necaz, nici pe tine să te scoți, dar nici pe alții. Dar Dumnezeu poate. Și acum un lucru foarte important. Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Cum vine treaba asta? Fraților, când noi suntem liberi, dar suntem încătușați de poveri, de îngrijorări, de tot felul de lucruri, ascultați-mă ce vă spun. Când l-ai pe Domnul de partea ta, vine cântarea de bucurie și de izbăvire. Câteva dimineți în urmă, eu am venit acasă, i-am dus copiii la școală și am intrat înăuntru cântând. Și Andrei mă întreabă, și azi dimineață la fel. Și Andrei mă întreabă, ce-i cu bucuria asta pe tine la ora 7 dimineața? Știți de ce? Că lui trebuie o cană de cafea să se îmbucure. El se trezește dimineața și dacă nu bea o cafea, nu poate funcționa. Ascultați-mă. Oricât ar fi de grea situația în care te afli, când îl ai pe Hristos, El te înconjoară cu cântări, nu de bucurie, de izbăvire. Situația e rezolvată, problemele au plecat, n-ai de ce să te îngrijorezi, n-ai de ce să te agiți, n-ai de ce. Că îți poartă de grijă, slăvit să fie Domn. Și o să zici, dar cum? Hai hui așa? Nu, împreună cu Hristos. Tu cu El și El cu tine. Și acum fii atent. Pentru că tu spui toate lucrurile astea. Că David a spus toate lucrurile astea. David a spus, ferice de, câtă vreme am tăcut, atunci ți-am mărturisit păcatul. Și acum ascultați. Tu ești ocrotirea mea. Voi vedeți cadența în care a mers omul ăsta. Și când tu faci toate lucrurile astea, acum intervine Hristos. Pune versetul 8. Cel mai important lucru care vreau să-l înțelegem în seara asta. Eu, zice Domnul, te voi învăța. De ce? Că ai crezut că știi tu multe și nu știi nimic. Ai crezut că rezolvi tu problemele cum ai vrut tu, Davide, și n-ai știut absolut nimic. Tu ai crezut că ești liber și singur te-ai băgat în probleme și te-ai încătușat, te-ai încarcerat singur. Și acum fii atent. Eu, zice Domnul, te voi învăța ce? Să nu te mai alegi de nevasta lui altul. Să nu te mai uiți de pe acoperișul casei unde nu trebuie să te uiți. Să nu mai ai în inimă gânduri, că acum vreau să vă spun ceva. Condamnați-mă cât vreți. Credeți că atunci i-a venit pofta când s-a uitat la ea? O căutat el ceva dinainte. Condamnați-mă cât vreți. Că dacă îți trebuie ceva, știi unde să cauți. Dar ascultați-mă, în cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În cel mulțumit are un ospăț necurmat. Mulțumit de ce? Mulțumit de Domnul, mulțumit de situația din casă, mulțumit de nevastă, mulțumit de copii. Ascultați-mă ce vă spun. Nemulțumirea este o cauză care te împinge la păcat. Ești nemulțumit de aia, ești nemulțumit de aia, dar ia să fii mulțumit de toate. Băi, nevastă, ascultați-mă ce vă spun. Nevasta mea nu a fost cea mai bună bucătăreasă de la început. V-am mai spus treaba asta. Dar nu i-am spus niciodată, ci îi spuneam tot timpul, tu ești cea mai bună bucătăreasă.
Și lucrul ăsta pe ea o ajutat-o să crească și-o dorit să mă mulțumească tot mai mult și mai mult. Și s-o duși, o căutat, s-o duși, o vorbit cu mama, s-o duși, o vorbit cu bunica. Și vreau să vă spun ceva. Este o bucătăreasă de elită în ziua de astăzi și vin mulți la noi în casă și zic, uite, ăsta martorești, uite, dă, Gabriel dă din cap. Ați înțeles? Dar vreau să vă mai spun încă un lucru. Noi avem un proverb care spune, pofta vine mâncând. Nu? Adică, mergi din putere în putere. Nu te da bătut. Mergi că până la urmă o să iasă mâncarea bună. Ridică-te în capul oaselor. Astăzi ai căzut, dar mâine nu. Poi mâine ai căzut, dar răspoi mâine nu. De ce? Pentru că cel neprihănit merge din putere în putere. Și mai scrie cuvântul lui Dumnezeu că am citit duminică. Zice, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac în izvoare de... Ce? A, pe izvoare de bucurie, slăvit să fie Domnul. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta cum să nu te mai uiți la Batșeba. Cum să te întorci de pe acoperișul casei și să te bagi apoi înăuntru, să iei harpa, să mai aduci vreo cântare mie, să-ți treacă poftele pământești. Îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi? Auzi, ești interesat să mergi pe calea lui Dumnezeu? Dumnezeu te va învăța și îți va arăta și calea. Ascultă-mă ce spun. Pentru ce crezi tu că tu știi tot și ești pe calea pe care... Dacă nu-ți arată Dumnezeu calea pe care trebuie să fii, ești în întuneric. Ești pe calea greșită. Și ascult acolo. Pe calea pe care trebuie să o urmezi. Și ce înseamnă treaba asta? El îți arată calea, dar tu trebuie să o urmezi. Tu trebuie să faci decizia să mergi pe ea. Că nu te forțează Dumnezeu. Vreau să vă întreb acum. O venit Dumnezeu în momentul ăla să-i spună, băi, David, eu am crezut că tu ești omul meu. Cum poți să te uiți tu la femeia asta? Așa i-a spus Dumnezeu. Vine unii acum să spună, dar unde a fost Dumnezeu? În același loc în care a fost înainte. Că Dumnezeu i-a arătat calea pe care trebuie să o urmeze. Mai el nu m-a ascultat, el a mai văzut bine. Și acum ascultă-mă. Te voi sfătui. Crezi că știi tot? Crezi că eu știu tot? Nici vorbă. Dumnezeu mă sfătuiește în fiecare zi. Știți că m-a întrebat Andrei și a zis, băi, de ce mergi prin curte și vorbești singur? A zis, cum să vorbesc singur? Eu vorbesc cu Dumnezeu. Dar ce tu te-i spui atâta? Zic, mă sfătuiesc cu El. Că ascultă-mă ce-ți spun. A fost că n-am putut să desfac un șuruș și Dumnezeu mi-a spus cum să-l desfac. Vă știți că Dumnezeu e mecanic? Vă știți că Dumnezeu știe rachete? Vă știți că Dumnezeu știe avioane? Vă știți că Dumnezeu știe tot? Și ascultă-mă ce spun. El te sfătuiește. Și acum un lucru important. Și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Vreau să spun ceva. Când David și-a pus în cap să iasă pe acoperiș și să facă ce nu trebuie, Dumnezeu nu mai a avut privirea îndreptată asupra lui. Știi lucrul ăsta? Vreau să te întreb ceva. O să fiu dur în seara aceasta. Intri în cameră și îți vezi copilul pe care îl iubești. El nu știe că tu ești acolo. Și se uită la un ecran și se uită la prostii. Tu mai poți să te uiți acolo și înspre ecran și înspre el. Nu. Îți întorci privirile, nu vrei nici măcar să vezi ce vede, dar nu vrei să-l vezi nici pe el în momentul respectiv. Drept? E greu să recunoașteți, dar așa-i. Pentru că ești dezgustat. Păi cum, mă? Eu am investit în tine. Eu te-am crescut. Mama ta te-a purtat în burtă 9 luni de zile. Mama ta, ți-o șters fundul. Iertați-mă că-s așa de direct. 2-3 ani de zile. Și tu astfel ne răsplătești tu pe noi. Ești dezgustat. Dar atunci când tu faci ceea ce a spus el mai înainte, Hristos are privirea îndreptată asupra ta. Și știi ce o să se întâmple? O să vină și te sfătuiește dinainte. Măi, vezi că mâine o să-ți întingă o nenorocită, o cursă. Nu te du pe acolo. Vezi că mâine o să-ți facă așa, 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 satana. Nu fă treaba. Ascultă-mă pe mine că eu te sfătuiesc bine. Pune următorul, mă duc repede. Termin imediat. Și acum ajungem la versetul care a fost versetul cheie pentru mine astăzi. Pentru noi toți. Auziți acum. Când i-am spus la soție ce mi-a spus Dumnezeu, a zis, băi, niciodată m-am gândit la așa ceva. Fiți atenți acum.
Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere. Auzi, noi alegem să ne downgrade. Știți ce înseamnă? Să ne degradăm de la om la un cal sau un catâr fără pricepere. Prin ce? Prin neascultare. Tu ești liber și tu te încătușești singur, te încarcerezi singur. Pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Haideți să vă traduc. În momentul în care tu faci ce nu trebuie, ce nu-i place lui Dumnezeu, tu te asemeni, Dumnezeu te consideră. Nu mai te consideră copilul lui, te consideră ca un cal sau ca un catâr fără pricepere. Și acum ascultă-mă. Știi ce face Dumnezeu? Zice, ăsta trebuie strunit. Am să-i bag o zăbală în gură și am să trag de ea când ascult. Și vine Dumnezeu cu o boală. Vine Dumnezeu cu o încercare. Vine Dumnezeu cu tot felul. Și puteți să continuați voi. Și acum fii atent ce se întâmplă acolo. În momentul ăla tu nu realizezi, dar tu ești legat. Și acum cel mai urât lucru care aș vrea să-l pricepeți în seara aceasta. Ca să nu se apropie de tine. Ascultă-mă. Când Dumnezeu îngăduie ca tu să fii legat, ca să te strunească, tu nu te mai poți apropia de Dumnezeu. Tu auzi ce spun? Voi auziți în seara asta ce vă spun? Tu nu mai ai acces în momentul respectiv la Dumnezeu, când Dumnezeu zice, până nu-și învață lecția. Și o să ziceți, dăm un exemplu. Vă aduceți aminte de împăratul din Babilon, la care a mers Daniel și a zis, împărate, placă-ți sfatul meu, rupe-o cu păgânătatea, poate că Dumnezeu din ceruri va fi binevoitor și se va întoarce din hotărârea asta. Știți ce a spus Daniel? Zice, copacul ăsta mare, împărate, ești tu, care ți-ai întins ramurile peste tot. Dar uite, pentru că nu asculți, fii atent, vei fi dat din slujba în care ești, vei fi legat de un copac. Va cădea rouă peste tine și vei mânca ca boi. 7 ani de zile, până vei recunoaște că Domnul Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ. Uitați-vă să vedeți, că eu nu vă vorbesc prostii. Și acum vreau să vă întreb pe voi, unde a fost Dumnezeu 7 ani de zile? O putut ăsta să se apropie de el? De ce? Că a fost legat de un copac și din punct de vedere fizic și din punct de vedere spiritual. De ce vrem să ajungem până acolo? De ce vrem să ajungem până în momentul în care Dumnezeu zice, bag o zăbală, pun un lanț și îl țin departe de mine pentru vremea asta? Și atunci strigăm, Doamne, ai milă de mine, ani. Ascultați-mă, un păstor din locul ăsta a avut lucrare prin mine, ani de zile în urmă. Și a zis, am vrut să lucrez prin mâinile tale. Și n-ai vrut. Și a zis Domnul, vine vremea când vei striga și nu te voi asculta. Auziți? Dar cum? Pentru că atunci când a trebuit la vremea potrivită cel neprihănit, cel evlavios, ați înțeles? Să facă rugăciuni la vremea potrivită, să se roage ție la vremea. Nu s-a rugat. Pentru că atunci când a trebuit să apere adevărul, nu l-a apărat. Pentru că atunci când a trebuit să spună asta e curvie și eu n-am parte din ea, n-a spus. Și ascultați-mă, o să vină vremea când o să fie legat și de parte de Dumnezeu. Nu ne place așa să vorbim adevărul. Băi, adevărat. Ca să nu se apropie de tine. Și în momentul ăla, apropie-te de Dumnezeu. Strigă cât vrei, că Domnul n-aude. De ce? Că alege să-și închidă urechea față de tine. Pune-te rog următorul. Acum ascultă diferența dintre libertate și încarcerare. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. De multe dureri are parte cel rău, dar tu pentru că te încrezi în Domnul, pentru că ai ales să stai cum trebuie, ești înconjurat cu îndurarea lui. Și ce înseamnă treaba asta? Nu înseamnă că nu o să treci prin necaz. Înseamnă că de fiecare dată Dumnezeu te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi cu bunătatea Lui. Și spune, pentru că mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi ocroti, îl voi izbăvi și îi voi arăta mântuirea mea. Îți place? Dar nu poți să fii în libertate și încătușat. Trebuie să alegi să fii liber pentru Domnul și
tot timpul să fii în legătură cu El. Și mă opresc. Acum ascultați-mă. Ascultați ce spune omul ăsta. Că a plecat de la ferice de cel cu fără de legea, ferice câtă vreme am tăcut. Zi și noapte mâna a ta apăsa, te-a mărturisit. Uitați-vă felul în care lucrurile se duc. Și acum ascultați. O ajuns acum la apogeul în care din nou Dumnezeu îl consideră neprihănit. Versetul 11. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă. Auzi rețetă. Am o întrebare pentru tine. Te consideră neprihănit în seara aceasta? Nu prin faptele tale, ci prin jertfa Fiului Iisus Hristos. Bucurați-vă în Domnul și înveseliți-vă. De ce ești trist în seara asta? Ce nu ți-a ieșit în ziua de astăzi? La ce te gândești? Ce ai vrea să faci mai mult decât ceea ce ai făcut? Datoria noastră este să ne bucurăm în Domnul și să ne înveselim. Scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Mai haideți să întorc, știți că mie îmi place să inversez versetele ca să înțelegeți. Toți cei cu inima fără prihană, scoate strigăte de bucurie. N-o să vă aud. Nu vreau să vă pun jos, departe de mine gândul ăsta. Să ne ajute Dumnezeu să strigăm de bucurie. Să se uite oamenii la noi și să zică, bă, ăsta e nebun. Și tu să zici, pentru Domnul-s nebun, aleluia! Stric și mai tare. De ce? Mă bucur și mă veselesc. Cu cine? Cu Dumnezeul meu! Ascultați-mă, vă pot ține încă vouă oră să vă spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine numai săptămâna asta. Numai săptămâna asta. Și o să ziceți de ce? Pentru că îl iubesc cu toată inima și el mă iubește. Slăvit să fie Domnul. Fraților, mă opresc pentru că timpul s-a scurs. Ascultați-mă. Nu există lucru mai urât pentru un așa zis copil al lui Dumnezeu. Și sunt atent la ce spun. Așa zis copil al lui Dumnezeu. Decât să fie liber din punct de vedere, să se miște cum vrea, să gândească cum vrea, să aleagă cum vrea. Și în tot timpul ăsta, în starea asta de așa zisă libertate, el să fie încarcerat tot timpul. Vreau să vă întreb și să nu spuneți că n-ați experimentat. Ați fost vreodată într-o adunare sau într-un loc în care cunoșteați pe cineva foarte bine și de ani de zile, la prima vedere, apărea totul perfect. Și dintr-o dată s-aude ceva îngrozitor. Am să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți și nu mă opresc. La noi în România au fost un frate, fraților, în adunare, care de tânăr și până când a murit, nu lipsea nici joi, nici duminică de la adunare. Știți ce se spunea despre el? Domnule, mai neprihănit ca ăsta nu există. Băi, nu lipsește de la adunare, e tot. Ascultați-mă ce vă spun. La un moment dat, într-o zi nu mai vine la adunare. În vârstă. Băi, mai trece câteva zile, mai îl întreabă frații, nu l-a văzut nimeni. Mă, lipsește duminică, joi, lipsește duminică. La un moment dat s-au dus frații, o întreba pe vecini. Băi, l-ați văzut, nu l-ați văzut? Măi, nu l-am văzut, nu știm ce. N-avea neamuri, n-avea nevastă, n-avea pe nimeni. Ori chemat autoritățile și-au spart ușa și-au intrat înăuntru. Ăsta era deja descompus. Murise înăuntru. Ascultați-mă, au mers acolo frații din adunare, s-au luat cu mâinile de cap. Deci nu zeci, sute de sticle de băutură goale la el înăuntru. Ăsta bea de... Toți știau despre el că ce om minunat. Vai ce frate scump, vai ce... Nu suntem și noi așa de multe ori? Se uită lumea la noi și zice, ascultați-mă, am să vă dau un exemplu din viața mea. Uite, Maria și cu Sebi mă cunosc. Pirră mă cunoaște. Eram în alt stat, ani de zile în urmă. Cântam în față cu familia. Ziceau despre noi, băi ce familie minunată. Și eram departe de Dumnezeu. Eram departe de fața lui Dumnezeu. Făceam tot felul de lucruri care nu trebuia făcute. Uite, soția dă din cap, aprobă. Așa a fost. Vreau să vă spun ceva. Am ajuns și eu ca și David într-o zi să-mi dau seama că sunt liber din punct de vedere fizic, dar sunt atâta de încătușat, sunt atâta de încarcerat încât dacă nu fac ceva, am săbor de strângerea celui rău. Și într-o zi am zis, știi ce? S-a terminat cu încarcerarea.
Vreau să fiu liber și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere spiritual înaintea lui Iisus Hristos, care îmi dă libertatea prin faptul că a murit pentru mine odată pentru totdeauna. Și am făcut și eu ce scrie aici. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele. Vreau să vă las la doar atât în seara aceasta. Dacă doar atât ai priceput din tot ce s-a spus în seara aceasta, că este nevoie să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim toate fără de legele. Și o ziceți, dacă are, că eu sfânt. Ascultă-mă. Dacă spui treaba asta, ești cel mai mare mincinos. Ți-o spun pe direct. Nu mă interesează că mă judeci. În seara aceasta, voi da oportunitatea fiecăruia dintre noi. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Voi da oportunitatea fiecăruia să-și mărturisească fără de legile înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Pe mine nu mă interesează să vă ascult ce ați făcut. Dacă vrei să o faci în gând, fă-o în gând. Și o să zici, Doamne, dar ce-i, frate, dar ce-i fără de lege? Ascultă-mă, tot ce este împotriva cuvântului Dumnezeu este fără de lege. Gânduri murdare, acțiuni murdare, atitudini murdare, încăpățânări și lista poate continua. Bârfă, atitudini care nu-s după cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu tot, eu cunosc tot, eu... Ascultă-mă ce spun. Nu vreau să-ți arăt ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ca să-ți arăt unde scrie, eu sunt P-R-O-S-T. În cuvântul lui Dumnezeu scrie. Știți? Și nu știu nimic. Pentru că vreau să spun ceva. Atâta timp cât crezi că știi totul, ești cel mai deceived, ești cel mai dus în eroare. În momentul în care ajungi să spui, Doamne, nu știu nimic decât dacă știu adevărurile tale. Nu știu nimic decât dacă tu mă povățuiești. Decât dacă tu mă înveți, dacă tu îmi spui. Vrei să intri în viața mea, Doamne? Și să vezi ce nu-ți place la mine. Vrei să vezi ce nu este ok în familia mea și să rezolvi. Doamne, las la atitudinea ta în seara aceasta. Deschid toate ușile, deschid toate porțile. Deschid, Doamne, Dumnezeul, account-ul. Deschid, Doamne, telefonul. Deschid mesajele. Deschid totul înaintea ta. De ce? Vreau să fiu liber și descătușat în numele lui Iisus Hristos. Vrei lucrul acesta? Haideți să intrăm înaintea Domnului rugăciune.